Alina Bicai a devoalat strategia ce a pregătit pentru SRI Dnai, cum i-au luit pe judectori. Fosta subliniere Fadicot, Alina Bica, le-a cerut lui magistraților, prin intermediul avocatului, să fie audiat prin videoconferință în dosarul în care este acuzat de favorizarea omului de afaceri Horia Simu, depunând la instant mai multe documente medicale, potrivit cărora s-ar afla în imposibilitatea de a se deplasa la proces. La Înalta Curte de Casație, sublinierei justiciei, a avut loc un nou termen în dosarul în care fosta subliniere Fadicot, Alina Bica, este acuzat de favorizarea făptuitorului, în legătură cu intervenții pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu. Avocatul acesteia a depus la instant mai multe documente medicale, potrivit cărora Bica se află în imposibilitatea de a se prezenta la proces, solicitând audierea ei prin videoconferinc, scrie Ager Press. Alina Bica vrea să dea o declarație în acest dosar. Ea nu se poate prezenta la proces. Am un set complet de documente medicale care atest imposibilitatea prezenței doamnei Bica. Îi este interzis să fac celătorii. Este în imposibilitatea de deplasare din cauza unor afecțiuni la nivel lombar. Nu are voie cu avionul. Cursele transatlantice s-au desfințat de 50 de ani, nu mai erau profitabile. Depun documente, potrivit cărora din ianuarie 2018 are un carnet provizoriu de refugiat. La acest moment, în realitate, ea nu poate părăsi teritoriul costarican. Statutul provizoriu expiră pe 30 ianuarie 2019. În baza statutului refugiaților stabilit de Convenția de la Geneva, cerem să fie audiat din Costa Rica prin videoconferinc, a precizat apretorul fostei subliniere Fadicot. El a mai solicitat în alte curci să ceară să informeze dacă s-au efectuat acte de urmărire penale în colaborare cu SRI. Instanța a rămas în pronuncare asupra solicitrilor sublinierei a stabilit termenul final al procesului pe data de 11 iunie, după ce apretorul fostului subliniere Falanaf, Erban Pop, nu s-a putut prezenta la proces din cauza unor probleme medicale. În septembrie 2015, Alina Bica sublinierei fostul subliniere Falanaf, Erban Pop, au fost trimis sublinierei în judecat de DNA privind primirea de mit pentru clasarea unui dosar în care era implicat omul de afaceri Horia Simu. Potrivit DNA, în anul 2014, Erban Pop a primit de la Horia Simu suma total de 230.000 euro, cash sublinierei sub forma a două contracte de consultant judiciar, pentru a interveni la nivelul conducerii Dicot în scopul soluționării favorabile a unui dosar penal care îl privea pe omul de afaceri. O parte din acea subliniere bani i-ar fi ajuns la Alina Bica, prin intermediul lui Ionuc Mihilescu, la acea dat consilierul ei.
la 8 noiembrie 2014, Alina Bica, în calitate de procuror sublinierei al Nicot, a primit, pentru sine, în mod indirect, printr-un intermediar, denunțător în cauz, suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urmă, în calitate de interpus, a primit-o de la Erban Pop. Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost dat de omul de afaceri în transsubliniere, pe parcursul a 8 luni, în cursul anului 2014, inculpatului Pop, pentru că acesta se o remit în scopul menționat, susțin procurorii. Conform DNA, în schimbul banilor primici, Alina Bica a determinat înlocuirea procurorului de caz sublinierei a efectuat presiuni asupra unui alt subordonat de al său, care, potrivit probelor administrate în cauz, a acționat fără vinovăție, în scopul pronuncrii unei soluții de clasare în dosarul în care se desfășurau urau acte de urmărire penală, fapt de simplu, lucru care s-a sublinierei întâmplat ulterior.